Dónde se conoce? Marcel. Nu știu. Da. Atunci o să vă placă și următoarele încăpere care să mergem. Ce frumos! Ila Salina. Pereți, uitați-vă! Aluneci! Asta acolo. Frumos, frumos! Elegant! Asta aici. Eu filmez! Sare, perez de sare. Ar putea sarea asta să trenească o fie. Hai de capriu. Oh, ce fain e aici. La stânga. Ia, acolo. Hai, Așa că mai demult era ce am văzut de cinteție. Da, chiar ce frumos! Ok, cred că ați avut norocul să fiți figurați pe cap sau pe umăr. Da, da, și eu. Asta pentru că sus poate un curent de aer cald care face ca și sarea să te topească, să fie un proces de compresie. Iar jos, unde este mai rece, vedeți că sarea se întărește din nou. Și se recristalizează și se face acea formă de zăpadă, care este de fapt doar sare recristalizată. De asta este diferența între ce este sus și ce avem jos. Aici unde este mai tare. Mai tare. Bun. Acum suntem în sala Minei Iosif, o sală care are 87 de metri până jos, începând de aici, de unde suntem noi. 87 de metri, da? Da. Și noi am plasat un balcon de sare de 3 metri. După acest balcon de 3 metri, urmează 87 de metri de nimic. Negru, gol. De asta nu avem voie acolo, pentru că e destul de periculos. Nu putem vedea ce este jos, din păcate, dar putem să auzim ecoul. Da. Ați citit o mare parte dintre voi, se numește și sala ecoul, doar această încăpere, motivul pentru care ecoul se aude până la 15 ori doar.